Dans și voie bună, iată ingredientele atelierelor de folclor destinate copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, ateliere care se desfășoară la Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman. Unii dintre copiii care s-au înscris deja sunt începători, alții, în schimb, fac parte din rândurile celor 10 școli partenere ale atelierelor de dans, care se desfășoară de-a lungul întregului an în parteneria cu instituția județeană. Eu am învățat foarte repede dansurile pentru că mi-a plăcut. Ai mai dansat înainte? Da, am dansat și anul trecut. Unde? Și la școală, în numărul 2, din Alexandria și aici, la Burnasum. O să te întreb și pe tine, Ioana, ca și pe colega ta, care este dansul tău preferat? Jamparawa. Da, am mai dansat înainte. Am mai dansat la sala de sport de la Orbeasca de Sus. Dar, din păcate, nu s-au mai ținut acolo cursurile și... Și pe perioada vacanței am decis să fac dansurile populare aici, la ansamblul Burnas. Și cum ți se pare? Mi se pare un loc deosebit, o doamnă deosebită care ne explică foarte bine. O să te întreb și pe tine, care este dansul tău preferat? Rogojina, format din doi pași. În cadrul acestor ateliere facem numai și numai dans popular, specific zonei noastre, Teleorman, deci în cadrul acestor cursuri ei învață dansurile specifice zonei noastre, acestea pot enumera câteva, acestea sunt rogojina, murgulețul, ariciul, brașoveanca și nu numai, sunt foarte multe dansuri specifice zonei noastre, depinde de zonă, e un cerc să învăț cât mai multe dansuri pe care eu le știu și îmi doresc ca și ei să țină pasul cu mine. Cadrele didactice de la Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman apreciază meritele părinților, dar în primul rând ale copiilor, care au ales să vină la cursurile de dans și să lasă deoparte pentru câteva ore pe zi computerul sau tableta. Felicităm acești copii pentru că din vacanța lor au putut să lase laptopul sau ceea ce consideră ei că ar putea să fie o activitate prioritară și au găsit timp pentru a putea să se bucure de ceea ce se întâmplă astăzi aici. Și anume, inițierea în dansurile populare, cu specific teleormanean, ceea ce are un impact deosebit și iată că și numărul mare în care ei s-au prezentat, pentru că noi facem acest lucru pe serii. Seria din august este, se pare, una care se bucură de mai mare audiență decât cea de dinainte. Am adus fetița aici, este pentru a doua oară când venim, deoarece îi plac dansurile, îi place să danseze, să facă mișcare, mai ales acum pe perioada vacanței când avem mai mult timp liber. În cadrul atelierelor de folclor, copiii vor învăța principalele dansuri din zona Teleormanului, dar și noțiuni despre costumul popular tradițional, cât și lucruri inedite despre obiceiurile de altă dată.